Nu știu, uneori am senzația că judecătorii din România trăiesc într-un univers paralel. Văd și ei aceleași lucruri pe care le vedem și noi, ascultă aceleași chestii, citesc aceleași legi pe care le putem citi și noi, dar ei acționează conform principiului numit măreția dreptului. De asta ei pot lăsa în libertate un om vizibil violent și dăunător societății pentru că... Nu, chiar nu știu. Pentru ce, de fapt? Ioana Neagu este cercetată sub control judiciar. Judecătorii susțin în motivarea deciziei că procurorii nu au adus argumente suficiente care să justifice o decizie de arest preventiv. E, ce vorbești? Ia să vedem. Vouă ce vi se părea că face directoarea aia de grădiniță în filmulețele pe care le-au prezentat televiziunile? N-a văzut oare toată lumea că femeia asta bruschează niște copii? Să ne mai uităm puțin la imagini, că au mai apărut. Nu e destul de clar? Eu nici nu pot să mă uit, mă ia așa pe șira spinării. Trage de ei, îi lovește, dă cu ei de pereți bieții micuți. Ei bine, pentru niște judecători, astea nu sunt argumente suficiente pentru a justifica arestul preventiv. Violența împotriva unor copii nu este suficientă pentru arestul preventiv. Nu merge, domne, dacă n-ai acolo niște blaturi politice, niște contracte cu statul, niște chestii, nu poți să stai în arest preventiv așa. Nu-i pentru oricine arestul ăsta preventiv. Și asta nu e tot. Judecătorii nici măcar nu sunt convinși că acei copii au pățit cu adevărat ceva. În speță, organele de urmărire penală nu au demonstrat nici producerea urmării faptelor imputate, respectiv punerea în primejdie gravă a dezvoltării fizice, psihice și morale a minorilor. Doamne, incredibil! Incredibil! Judecătorii care au văzut cu ochii lor cum persoana aia bate niște copii și au văzut imaginile necenzurate, au nevoie de niște dovezi ca să vadă dacă acelor copii le-a fost afectată dezvoltarea fizică, psihică și morală. Și cam care pot fi aceste dovezi? Așteptăm așa vreo 20 de ani să vedem dacă acei copii au rămas cu sechele? Dacă nu cumva cresc greșit din cauza obiceiului de a sta cu mâinile deasupra capului? E, ce le-a făcut, domne? Ori fi zis copiii ceva, ori fi înjurat, nu? Ce țară prost făcută! Sunt lăsați în libertate în fiecare zi violatori, pedofili, criminali violenți. Iar acum ni se spune că o persoană care bate copiii nu e periculoasă în vreun fel pentru societate. Nu știu ce să zic, nu vreau să fiu acuzat că fac presiune asupra justiției. Dar totuși pentru iubitorii ăștia de bătăuși de copii n-am decât un mesaj. Să vă fie rușine!